Fraților, dictatorul a fugit. Libertate, democrație. Mirel Palada, fă-te că lucrezi, vom da în curând un comunicat pentru întreaga națiune. Avem un grup de specialiști care lucrează după părăsirea acestui studio de televiziune de către dictatorul Alecu Lacovicianu. Emisiunea în principal, ca să vă arăt și pe dumneavoastră. Stai că l-a băgat în cadru. Ce caut aici? Nu e în regulă. Se numea Alecu Lacovicianu și invitații săi. De acum înainte se va numi Bichir cu invitatul Bichir. O dictatură onestă și cistită. Mirel Palada, după cum vedeți, lucrează la un program pentru țară. În sfârșit, YouTube-ul va avea ce vizualiza după ce Alecu Lacovicianu cu sinistra lui soție, familie și nepoție a luat calea lui Ovidiu, e exilat la portul Euxin. Inclusiv robinetele de aur de la Manu. De la Malvo. Avem câțiva specialiști pe care am trimis pe urmele sale să vedem în ce condiții trăia dictatorul în timp ce noi ne chinuiam cu ajutorul lui Manu prin YouTube. Cu salam de soia. Revenind așa, la o chestiune mai serioasă, pentru că avem și oameni care ne privesc, privitori de-ai noștri, cum zice Florin Piersic sau videochatist sau oricum mama lui Robert Turcescu. Această emisiune pe care organizai evenimentul zilei, Alecu Lacovicianu și invitații săi, în condiții extraordinare astăzi, prietenul nostru Alecu Lacovicianu e la mare, nu intrați în panică, nu a fost răpit, nu se bronzează, și de la Cluj, ca întotdeauna, prietenul, scriitorul și publicistul Octavian Hoandă, care, iată, și ca de obicei, când avem o emisiune, e la golf. Nu știu dacă face în tradiț sau chiar da să facă mișto de noi, că unii muncesc și alții stau. Am mai învățat ceva de la Robert Turcescu, nu știu dacă mi se accentul, vă rog frumos să abonați-vă pe YouTube, nu știu cum pronunță YouTube. Bun. Sunteți la cea mai liberă, cea mai democratică și cea mai explozivă emisiune de pe YouTube. Nu folosesc cuvinte mari, explozivă, nucleară. Nu rupem tăcerea, șablonul ăsta mă calcă pe nervi. Aruncăm în aer toate șabloanele politicii, societății românești, pentru că inițiativa acestei emisiuni a aparținut lui Alecu Lacovicianu și însumează un grup de 4 prieteni, dacă mulțim, de să zicem 30 de ani de presă, de publicistică fiecare, în sumă, în peste 120 de ani. Deci nu avem nici desfășurător, Alecu nu l-a trimis, a părăsit ca un sinistru aceste studiouri, ne lăsându-mi ce să vă întreb, și ca în fiecare emisiune vom discuta. Să fie judecat. Da, o să facem un tribunal al poporului și o să-i dăm pensie pe viață. Nu avem niciun desfășurător, discutăm și ne bucurăm că alții ne copiază cu nesimțire fără măcar să ne anunțe, discutăm ce se întâmplă în societate, ca în poiana lui Iocan. Încă o dată vă spun, suntem un grup de prieteni, suntem cea mai liberă emisiune, nu avem desfășurător, nici noi nu știm ce să discutăm astăzi, dar totuși celor care le sunt dor vremurile apuse, dictatura, voi începe cu Alecu Lacovicianu, care ne va transmite cum e în exil, cum e în exil, dacă și-a luat și conturile cu el. Alecu, ia-ne legătura, fie esca noastră. Ce să vă mai fac, mă, gata. Deci, mie mi se pare extraordinar ce ați reușit voi doi să faceți. Îl rugasem pe Manu să ascundă cheia, dar lipsa de inspirație de a o pune mereu sub preș, văd că i-a dat lovitura finală. N-are decât să lucreze acum pentru doi care chiar îl pun la muncă. Mi se pare normal. Eu am făcut un desfășurător după ce am vorbit cu Mirel Palada, dar îți dai seama că Mirel Palada acum o să nege. Că îl sondează acum, nu, e cu sondajul, da. N-ai făcut niciun desfășurător. Și după cum arată aspectul în spatele tău, trăiești într-o luxoasă cameră de hotel. De unde ai banii? Banii sunt la recepție acum, de unde au venit nu mai contează. Și în exil ți-ai găsit ceva de făcut, luxoasă camera de hotel. După cum spunea gardienul lui, în timp ce îl trăgea de burtă lui Constantin Argetoianu, ai cam sub sângele poporului. Arată-ne robinetele de aur. Robinetele de aur le-am demontat. Le-am demontat acum ca să le iau cu mine în exil. Am foarte multă treabă la Constanța. Vreau să vă spun că bucățile de calcan făcute la grătar de la Zorile au zis că vă simt dorul. Cel puțin lui Florian și Mirel, dar am reușit cu câțiva prieteni comuni să le ostoim dorul ăsta. Așa că la McDonald's, când vă așezați la coadă, să știți că cineva s-a gândit la voi. Da, vom fi cu gândul la tine, dar
Hai să-l introducem și, și pe alt asistat al soartei care se află la golf, alt om care suferă, scriitorul Tavi Hoandră. Deci cum e la golf? Deci este un câmp frumos, cu dealuri și gratis. Vii cu mașina, parchezi și o te iei pe dealuri. Nu, nu există taxă, nu există nimic. Și noi la Telega la fel facem. Da. Problema e că trebuie să mă mai duc și la servici din când în când, nefiind vreo mare vedetă TV ca alții. Cum e la golf, Tavi? Câte găuri ai umplut până acum? Sau cum se numește acolo? Florian, îți mulțumesc de întrebare. E un timp foarte, foarte călduros, un soare puternic, miroase a iarbă. E absolut excelent. Vă invit, de 100 de ori v-am invitat. Putem face emisiune și de pe când de aici, că iese mult mai mișto și facem și un grătar cu slănină friptă. Cred că nu vă dați înapoi. Calcanul e calcan, dar slănina și ceafa de porc merg și aici. Oricum, știi că ne e greu. Ne va fi greu, Tavi. După ce Mirela a devenit vegan, ne e foarte greu să venim la grătar, dar... Luăm și legume. Da. Intrăm direct în subiect, nu o să lăsăm pe acești doi oropsiți ai soartei să ne strice emisiunea, că de-abia am pus mâna pe putere. Cel puțin transilvăneanul nostru, pentru că nu-mi place termenul de ardelean, Tavi Hoandră, are puterea, determinarea de a se expune, de a se expune la soare, spre deosebire de alții care stau ascunși și la mare. Și crosa în mână. Da? De frică să nu fie recunoscuți. Mirel Palada. Viața politică agitată, o știu și invitații noștri, o știe toată lumea, miza din PNL, dar până să ajungem la ea, nu dau citate din specialiști, din cercetători britanici, dau citate direct din mine. Miza României, dacă mai putem vorbi de o miză reală a acestei țări, până la urmă va fi cine este stăpânul la Cotroceni. Înțeleg că restul sunt, cred că, cum e friptura și micii de asta. Înțeleg că în exclusivitate, pentru că pe noi ne interesează țara asta, destinul ei, drumul ei și ce se va alege de copiii noștri, ai început niște măsurători, tu ca un mare specialist, de altfel singurul care le și nimerești, scuză-mă dacă zic nimerit, adică le calculezi de acolo, vii cu un sondaj, cum se numește chestia asta la voi acolo, de oameni care ar putea conduce destinul României pentru următorii 5 ani. Bine, mai avem de 3 vreo 3 ani jumate cu președinte Klaus Iohannis, dar deja lumea frământă, se pregătește. Am mai spus, președinția domnului președinte Klaus Iohannis deocamdată se sculte ca o clepsidră. Deci avem următoarea situație. Pe vremuri, acum 100 de ani că ești istoric, era romanul acela lui Henri Maria Remarque, Nimic nou pe frontul de vest. Da, l-am și citit cu urmea. Din punct de vedere al situației actuale, politice, vedem că încetul cu încetul lucrurile se stratifică, se osifică. PNL-ul este de departe câștigătorul detașat al luptei comunicaționale. Dacă stai să faci analiză de conținut, se discută preponderent pozitiv despre acțiunile PNL-ului. Lăsând... Asta cu măștile, ca să intervenim și noi și... Lăsând la o parte componenta de luptă internă, cine va conduce partidul, în afară de chestia asta, uită-te că presa este neobișnuit de cucernică, de cuminte, în marea sa parte. Noi suntem aici o excepție că discutăm de manieră critică despre cei la... aflați la guvernare, la putere. Și atunci ai un PNL puternic pe zona comunicațională, ai un PSD slab pe zona comunicațională, ai un USR care este înghesuit în subiecte preponderent negative. Vestita Clotilde Armand, ce se discută? Se discută. Aici, dar parcă sunt ghetto, parcă sunt în ilegalitate, exact, dat în ilegalitate. Nicușor Dan, care, deși a fost sprijinit de PNL preponderent la București, în mintea oamenilor este încă, simbolic vorbind, userist, cu părul ăla lui și așa, are și el parte de subiectele negative care vin să afecteze mai degrabă USR-ul. Deci pe această zonă, nimic nou pe frontul de vest în ultima perioadă. Și atunci, bineînțeles că trecem să ne gândim de la primul război mondial la al doilea război mondial. Cine va câștiga al doilea război mondial? Cine va câștiga alegerile pentru adevărata putere în 2024? Suntem la mijlocul 2021, cum ai spus și tu, mai avem ceva, dar nu atât de mult. Iohannis încetul cu încetul începe să intre în ultima fază a guvernării sale, caracterizată prin vestita frază lame duck, rață șchioapă, cum a fost și Băsescu, cum a fost și Iliescu. Da, e o teorie internațională, oricum serviciile de informații în ultima perioadă deja nici nu le mai dau, pentru că se pregătește transferarea la celălalt centru de putere. Exact, exact. Sunt atunci, alte construcții politice în general. Da. Și atunci întrebarea pe buzele din ce în ce mai multora este simplă. Cine va fi viitorul președinte al României? Și trebuie să te gândești la variantele cele mai populare în tabăra de o parte și în tabăra de partea cealaltă. Avem două tabere marșilate, pro-PSD, anti-PSD, că așa s-au așezat lucrurile, stânga, dreapta, conservatori, progresiști, zile cum vrei. Cine este de partea
bună a istoriei, de partea celor care sunt la putere. Învingătorul. Învingătorul, întotdeauna învingătorul. Cine ar putea să fie candidat din partea PNL-ului? În mod inevitabil, președintele partidului, care va fi fie Orban, fie Cățu, alții nu s-au. Bun. Dar eu m-am gândit și la alte două posibile nume. M-am gândit la Laura Codruța-Kövesi și m-am gândit la Emil Boc, care sunt niște lideri simbolici foarte puternici în mintea oamenilor, din zona aceea. Același lucru putem să-l spunem și în zona PSD-ului. Ai de manieră formală președintele PSD-ului Marcel Ciolacu, cel care reclamează în mod constant că el nu vrea să candideze și că să fie o mare dezbatere internațională în rândul partidului pe cine să-l pună să mănânce bătaie. Și ai o ipoteză din ce în ce mai bine definită de lider din perioada veche, Mircea Gioană, care se pregătește în bloc starturi să intre în această competiție internă, deși vocile consacrate din PSD zic nu-l primim. A fost chiar acum recent un interviu al lui Vasile Dâncu. Îl ai pe Vasile Dâncu, care ar putea să candideze. Și o mai ai pe inevitabila performantă din punct de vedere popular, Gabriela Firea, care dintre toți liderii disponibili ai PSD-ului în momentul de față, rămâne în continuare cea mai populară la nivelul întregii țări, nu numai doar la nivel de București. Ca să creăm o stare de tensiune, am învățat eu așa, până să ne spui cifrele, hai să facem o masă rotundă, să facem așa o cântare a României, cum făcea Tatulii, să-i întrebăm și pe prietenii noștri, dar și pe Alecu și pe Tavi, care e părerea lor privind cel puțin numele pe care le-ai enunțat, pentru că eu trebuie să spun, mai am altele. Aș vedea din partea PNL, aș vedea un Eisenhower, un general Ciucă, și aș mai vedea un Năstase în partea PSD, care și el se pregătește. Dar hai să-l întrebăm întâi pe Alecu, că la măsura și pe Ciucă. Așteaptă acolo cu minte și arată și așa bine, cred că s-a dat cu factor 10, să ne spune care e părerea lui, că nu iese afară, că le cunoaște lumea din camere. Vedeți cum stă un om la 12 și un săr la mare pe litoral. Alecu... Cu perdelele trase. Perdelele trase și ne... Da. Cred că are o boală de piele. Și pe lume. Dacă dau perdele la o parte, nu mă mai primește nevastă mea acasă. Sigur că sunt mai multe nume, Florian, decât cele pe care le-a enumerat Mirel, dar sunt absolut convins că el, înainte de a ne prezenta aceste nume, a trecut prin sită oamenii care și-ar dori să candideze la prezidențiale sau oameni care se cred îndreptățiți să candideze la prezidențiale. Dar deocamdată acul sondajelor nu îi percepe ca fiind un pericol pentru adversari. Îți dai seama că într-o situație ca acum, deci dacă s-ar ajunge la alegeri, am avea patru aspiranți. Ar fi unul din partea PSD, unul din partea PNL, unul din partea USR, că nu mai e USR Plus de câteva să luăm zile. Lista UDMR-ul întotdeauna are pentru a ridica și electoratul, UDMR-ul are, da. Va veni PMP-ul cu Cristi Diaconescu, deci sunt mai mulți candidați. Eu cred că și AUR va... Am uitat și AUR, dar USR, USR, cum se numesc ea, USR Plus? Da. Și atunci, Mirel, cred că ne-a prezentat numele personajelor care au șansă să ajungă în turul al doilea și contează dacă, după ce ajung acolo, să piardă sau să câștige onorabil. Domnul profesionist, cred că vorbește deja de turul 2. Exact. De voturile utile. Titlul emisiunii am văzut că l-ai pus cine va fi viitorul președinte al României, nu cine își va dori. Nu te-ai obișnuit că noi hotărâm aici ce se va întâmpla? Lipsești cald de mult din București. Da. Îți dai seama că la mine în emisiune, spre desferire de tine, e democrație, deci manul le dă, nu ne informează. Putea să scrie acolo și frește barne și orice. Adu-i aminte lui Florian că fiind istoric, el știe că după fiecare dictator căzut urmează o luptă dură pentru succesiune. Suntem în studio aici amândoi și ținând, profitând de faptul că Tavi este în exil în partea aia la Cluj, va fi o luptă între, cum îi chema pe, era Caramitru și cu Dinescu, nu? Nu, mai asta deja amănunte, mă simt așa bine pe scaunul ăsta. Tavi, scuze-ne că te întrerupem. Ia uite-te. Maestre, cu o întrebare. E bine ce zice Palada aici sau pe cine vrei tu candidat?
Florian, eu am ascultat cu atenție și analiza lui Mirel este extraordinară. Numai că noi nu putem ști cine va ajunge președintele României, pentru că această chestie se stabilește în altă parte. Păi da, deci dar noi desemnăm, noi trimitem plicul unde trebuie, n-ai înțeles. De-aia te întreb și pe tine, scuză-mă că te-am deranjat. Știu că e frumos, te bronzezi ca și Alecu. Florian, gândește că am ajuns în anul în care vorbim și în ziua de astăzi ca ardeleni transilvănenii, bine spui, să ceară public să aibă aceleași drepturi în România ca și maghiarii totuși. Și să se bucure de aceleași investiții. Ați văzut fondul Asta Batori, că am avut guvernare românească la București. Deci dacă liberalii nu se vor trezi, nu vor scăpa de Orban și nu vor reveni la valorile care i-au consacrat, eliberând puțin România de sub chingile Europei, poate că vom putea să oferim și noi o posibilitate de președinte pentru România. Dacă nu, vom pierde Transilvania. În maxim 10 ani Transilvania nu va mai aparține decât formal României. Am spus-o de mult, o știți, sunteți martori. Acum a scris și evenimentul zilei. Felicitări pentru articolul de sâmbătă cu liberalii, cu asta cu cu Transilvania pierdută, nu-s de acord, dar mi-a plăcut analiza ta în privința PNL-ului, care uită ce înseamnă N-ul ăla din mijlocul siglei partidului. Da, asta s-a pierdut și noi ne-am pierdut suveranitatea prea mult decât am hotărât să cedăm. Și atunci plătim. Dacă citești evenimentul zilei de astăzi, Florian, vei vedea că în Transilvania românii nu mai au aceleași drepturi care le au maghiari. Am citit, dar n-aș fi vrut să mai bat oba pe treaba asta. Știi, părerea mea, Transilvania este și va rămâne românească. Trecem, iată, zici că mă simt domozină care te dea legăturile. Vedeți, Doamne, ce bine la putere, nu mai plec de aici. Care zicea, să vedem ce-i sub parcul Arin, să vedem ce-i nu știu unde. Să vedem cum se vede de pe litoral, unde l-avem pe corespondentul nostru special, Alecu Racovicianu. E important dacă verticalizează cineva. Da, sper să-l prindem pe Alecu și să nu-și numere acum lingourile de aur în Constanța, la Tomis. Iată-l. Ca să-i dau satisfacție lui Mirel Palada, vreau să spun că Laura Codruța Chioveși pune stăpânire pe minge, îl driblează pe Barna, trece pe lângă Cioloș în viteză, îi dă craci lui Florin Câțu și se duce spre confruntarea finală cu portarul Mircea Gioană. Florian, ai legătura? Mulțumesc, din păcate s-au auzit ecouri, nu știu ce s-a întâmplat cu legătura aceasta. Am înțeles totuși că a fost schimbată la pauză Laura Codruța Chioveși și ceea ce îi dorim pe viață. Mirele, bagă toate rezultatele alea să bagi lumea în depresie. Hectua Penelope lento tibi mitis ulixe nil mihi rescribas atinen ipse veni. Asta scria Alecu în exil în Constanța. Niște versuri domnului în latină. Aseară și nu l-au prins. Da. Aseară și nu l-au prins. Mâncase calcanul și până să intre în cameră. Zine cu rezultatele. Deci avem tocmai urmează. Facă și Manu. Manu, fii atent, ia un pic și notează. Da. Ai prefigurat, într-adevăr, o discuție tehnologică, un soi de shorthand peste care am sărit. În mod inevitabil discutăm despre turul 2, pentru că doar turul 2 de președintele României. Legea României este atât de stringentă, de dură în a desena cine iese președintele României, că nu poți să câștigi din primul tur. Pentru că ar trebui să câștigi 50%... Nu ești Ion Iliescu. Nu, 50% din total populație, nu din total cei care vin la și atunci, automat, inevitabil te zvârle în turul 2. Bun, discutăm de un 6, dacă face, nu știu, să zicem, Cristi Diaconescu, respectivul de mereu, eu cred, sper mai mult, și vorbim de cele două locuri despre mari politice. Despre asta mi-ai luat vorba din gură. Nu, dar avem USR, AUR, mă rog. Nu. Turul 2 este dat de principalele două partide. Tu ai palierul de partide principale, PNL-ul, respectiv PSD-ul, da. Ai secunzii, locotenenții care contează foarte mult în logica finală, dar nu intră niciodată în finală, respectiv USR-ul și AUR în momentul de față. Negocierile pentru turul 2, dacă ai altă discuție, dar ei nu intră, ei pot doar să contribuie semnificativ. Și partidele mult mai mici, care vin și ele cu 3, 5, 7%. Bun. Și atunci,
De-aia am ajuns să discut direct despre candidații de la PNL și de la PSD, pentru că inevitabil ăștia intră în turul 2 și doar turul 2 contează. Asta este explicația metodologică. Zine așa, că și atunci, Orban cât? Îl avem pe un Orban care mănâncă bătaie de la Mircea Joană de manieră confortabilă. Confortabilă pentru Joană, bineînțeles. Adică avem un 25-13 în momentul de față. Îți dau din total populație. Asta s-ar 25 Joană și 13 Orban. Ludovic Orban. Asta ar însemna un 66-33 plus minus. Înțelegeți? Da. Un 2-1, cum a făcut cum îl cheamă? Iohannis cu Viorica Dăncilă. Atenție! O să zici, băi, e un pic cam mult pentru PSD-ist. Dar în același sondaj avem un rezultat de tip 2-1 fix pe dos. Pentru că într-o asemenea situație o avem pe Laura Codruța Chioveși cu un 23-18. 23-18 având cine? Pentru Chioveși. Chioveși. Pentru Chioveși. Dar deci Chioveși iar reprezentă pe cine? În turul 2 nu mai spui din partea cui este. Da? Pentru că lumea știe că Joana e de parte de o parte și Chioveși este de partea cealaltă. Eu și cred că e speritoare, nu cred că își dorește să fie președintele României. Eu îți spun acum potențialul, dacă va participa sau nu va participa, asta rămâne de discutat. Ia o strategică, tu ești un sociolog bun. Ce face Câțu cu Joana? Câțu cu Joana nu l-a măsurat. Îl mușcă de picior, cât face? 6, 3? Nu știu, dar ținând cont de faptul că Ludovic Orban, care este o persoană destul de populară, mănâncă bătaie atât în fața lui Joană, cât și în fața lui Gabriela Firea, rezultă că și Câțu, nefiind mult mai popular decât Orban, tot pe acolo. În tura asta nu l-a măsurat. În tura asta a măsurat Boc, ca să Boc facem o bucurie și lui Tavi. Îi facem o bucurie lui Tavi, pentru că Boc, la fel, îl bate pe Mircea Joană. Îl bate? Da. Până acum e singurul care îl bate pe Joană, înțeleg. Nu, și Chioveși. A, și Chioveși. Da. 23-18, 22-17, tot cam, și cam acolo. Și acum fă-mi o bucurie, că eu cred că pe o construcție bună și o campanie bună, ca general, ca om serios, Ciucă poate să facă o surpriză extraordinară. Ciucă deocamdată nu e cunoscut. Ciucă intră... Nu s-a anunțat, mai sunt 3 ani. Despre asta e vorba. În mintea oamenilor, ai niște lideri principali. Cum a fost Iliescu, Năstase, Băsescu? Poate nu apropierea asta atât de violentă față de PNL îl va ajuta în candidat. Încă nu este definit ca o persoană principală în mintea oamenilor. Am înțeles. În consecință, atunci când îl punem pe Nicolae Ciucă, el obține jumătate din voturi. Da, jumătate ale partidului, cum ar veni. 25 ale PNL-ului. Exact, din alea 25, el ia doar 15. E adevărat că nu l-a măsurat cu Joana, l-a măsurat doar cu un personaj secundar, pentru că am pus unul secundar cu unul secundar. Bun. Și el, de exemplu, Ciucă, îl bate pe Ion Aurel Pop, dar sunt niște scoruri de divizia B, nu de divizia A. Deocamdată nu s-a înțeles nimic. Aici pentru cu PSD-ul, că nimic. Simt că l-am trezit și pe Tavi din somn și Alecu vrea să iasă la un calcan, să mai băgăm și pe în seamă, bagă și PSD-ul. PSD-ul e o chestie simplă. Manule, scrie scorurile, te-a rugat frumos. Joana. Ia domn la post, crezi că ești pe vremea lui Alecu, te dau afară în 3 secunde. Scrie așa, Joana Orban 25-15. Da? Așa. Și bagă casa mi-a plăcut mai mult, Boc cu Joană cât? Și Boc cu Joană avem 22-17, dar pentru Boc de data asta e 17-22. Ca să vadă lumea cam care sunt sondaje. Ia zic cu PSD-ul acum până l-am trezit și pe Manu, că iar dormea. Vrei scor politic? Sau nu, dar ai zis că măsura și pe ăștia. Ciolacu ce să facă? Că nu-i cunosc. Nu, pe Ciolacu nu l-am măsurat. Păi nu-l cunosc nici ea din Buzău. Nu-l cunosc. Mă rog, îl cunosc. Nu, la nivel de notorietate stă bine. Dar pe Ciolacu, pentru că a Pune și Al Capone stătea bine și eu am vrut să măsor doar persoanele cele mai bune. Bun, Joană, Firea. Joană, Firea, în ce de condiții exemplu, câștigă? Firea mănâncă bătaile de la Chioveși și îi bate pe ceilalți. Hai mă, fii serios, Firea bate pe Orban. Boc. În sondajul ăsta Orban n-a măsurat Boc cu Firea. Recunosc. Dar în sondajul anterior, dacă o să-mi dai are așa voie, mare Firea avea în București, dar București nu reprezintă România. Firea nu-i cunoscută în Transilvania. Ia mai zi o dată. Uite, mai zic o dată, nu-i cunoscut. Ba, este cunoscută și este apreciată într-o măsură mai mare decât orice alt lider PSD. Cred că nu interesează. Avem păreri diferite. Ții minte când Sorin Oprescu a candidat la președinție, a luat un rușinos 6. Pentru că nu a candidat, și Bucureștiul pentru că nu a candidat din partea PSD-ului. Nu știu. Hai să întrebăm nu a candidat din partea PSD-ului, a candidat independent ca să rupă. A fost hai o altă logică. Hai să vedem ce părere are Alecu, că l-a luat foamea și vă că trimite SMS-uri, că vreau calcan, cred că iar a greșit. Alecuțu, ia zi, tati, cum ți se pare? Bine, o să-l auzi pe Mirel că e prietenul nostru și că oricum le nimerește. Îți pare normal. Dar cum ți se pare calculul ăsta? Mie mi se pare Boc, Joană, corect.
Aici cu John Orban, nu știu, dar de fapt spune părerea ta, că la mine e democrație, nu e ca la tine să mă tai cu manul. Cred că în măsurătorile astea nu luăm în calcul ca și la Ciucă, deși cred că Ciucă nu va deveni personaj în următoarea perioadă, imediat așa. E puțin eclipsat de și de mesajele de campanie a lui Boc și de Orban și Câțu, evident. Dar cred că în măsurătoarea legată de Mircea Geoană sunt două elemente foarte importante care încă nu s-au consumat. În primul rând, Mircea Geoană nu este personaj pentru publicul larg din România, el fiind prizonierul declarațiilor de tip structură de conducere a NATO. Așa că genul de mesaje care l-ar duce mai aproape de eventualul votant român sunt total absente în discursul său. Al doilea element este că, indiferent de trecutul său politic, absența îndelungată din PSD, încercările de a face România Unită sau ce-a mai făcut el și apoi plecarea la Secretariatul General al NATO, l-au îndepărtat de electoratul PSD. Astea sunt lucruri care în 3, 4, 5 luni de campanie pot fi reglementate și atunci sunt convins că și cifrele vor fi diferite. Pe de altă parte, eu l-am mai întrebat pe Mirel odată ce se întâmplă cu mesajele naționaliste și le-a dărâmat tuturor sondajele de opinie când ne-a anunțat că există un potențial de 9-10 la acea vreme la sută pentru o formațiune cu mesaj suveran. Nimeni nu l-a crezut. Nimeni nu l-a crezut până nu s-au numărat voturile. Iar de data asta cred că un candidat care să aibă și mesaj naționalist, cred că ar schimba și el foarte mult jocurile. Mă gândesc chiar în 2020. Aur, cu siguranță va avea un candidat, să vedem dacă restul partidelor aici e de văzut dacă la un partid care, uite, se duce în 15% și cred că o bună perioadă își va mai menține dacă nu se va lucra la componența politică prin achiziții. Cred că devine important ce candidat își aleg, pentru că dacă merg pe principiul liderul de partid trebuie să reprezinte, să fie locomotiva în alegerile prezidențiale, atunci George Simion văd că de un an și ceva nu reușește să devină personaj. Mesajele lor sunt prezente. Mesajele lor cuceresc foarte multă lume, dar el nu reușește să devină personaj. Și atunci, poate dacă tinerețea, poate lipsa unei maturități politice. Oricum reținem ceva extrem de important din ce a spus Alecu Racovicianu, nu că n-ar fi important ce a spus el, era să zic domnia sa, vezi ce înseamnă să fii competent la într-un studio de televiziune. O zi trece repede. E greu să te întorci în politica românească, singura excepție a fost Ion Ilescu, nu știu dacă Mircea Geoană reload, reîncărcat, cu aceleași povești, poate face, dar mă rog, aici ne bate sociologul. O să trecem rapid la Cluj, ca să-l parafrazez pe prietenul nostru Palada, cine va câștiga războiul. O să-l întreb de pe Tavi Hoardă, cine va fi Stalinul României, că al doilea război mondial l-a câștigat Stalin. Să vedem cine va fi Stalinul României din 2024. Eu zic așa că următoarele alegeri vor avea o componentă naționalistă incredibilă acum, pentru că încet, încet, fiind la guvernare măscărici ăștia, piticii de grădină, se va forma o tot mai puternică, cum să spun, atitudine împotriva Europei. O reacție organică. De euroscepticism va câștiga teren pe fondul guvernării piticilor de grădină și aici ar trebui atenționați liberalii, pentru că o să riscă să cadă în siajul piticilor de grădină.
Și atunci îi va urâi lumea. Dacă odată cu alegerile astea Partidul Național Liberal își va recupera particula național printr-o nouă conducere, atunci s-ar putea să aibă câștig de cauză, mai ales că singurul care poate da un mesaj credibil dacă va fi candidat, va fi Emil Boc, cu sprijinul filialei transilvanene, clujene, care are un mesaj, totdeauna a avut un mesaj naționalist, atât cât le-a permis. În rest, eu nu mai iau un calcul decât pe dacă am fi o țară care poate să-și aleagă liberă conducătorii, aș lua un calcul pe Emil Boc și pe Gabriela Firea. În rest, nu cred că există o deschidere a României spre toți ce, pe care i-ați numit voi până acum. Deci contează mult ce face Partidul Național acum ca să se elibereze de, de imaginea de vânzător de țară pe care o promovează cu succes Cioloș și Barna și Chichirău și toți piticii și piticele astea de grădină asexuate. Da, nu sunt un tip care crede foarte mult în oculte de astea mondiale, dar uite, pentru că tot ne învârtim vrând nevrând în jurul marelui Partid Național Liberal, mare, mic, nu știu cât de mare e, Mirel Palad al spune la 27, să vedem ce decizie va lua, că până la urmă se vede că îi crucează și în privința președinției și nu fac decât ca un istoric consacrat. Să-mi aduc aminte că în 1927 marele Ionel Brătianu, culmea, deranjând niște interese, unii spune că ar fi și British, face o amigdalită în primăvară și se curăță în 1927. Lucrurile încă nu sunt stabilite, nu sunt certe. Deocamdată lucrăm cu potențial, de-aia eu rămân, nu că sunt un mare fan, dar sunt un mare fan al lui, al lui Nicolae Ciucă, pentru că reprezintă seriozitatea. Să vedem, deocamdată cele două variante, Orban și Câțu, nu mă, pentru președinția României, personală, sunt în poietul, pot să-mi spun propria părere, nu mă încâltă. Boc pare un om mult mai sigur și iată care cel puțin bunește Transilvania, deși are idei destul de regionaliste și măsferi. Mirel Palad, cum ți-a trecut prin cap să faci sondajul ăsta și nu-mi spune cum l-ai bibăit, că știm, prin telefon, prin netelefon, ai o listă a credibilității ăstora, în afară că ai pus tu se bată ca la dacii și romanii, ăla cu ăla, ăla cu ăla. Zine acum câteva de astea, dar uitare de sociolog. Tocmai de la asta am plecat, știind de manieră anterioară cum stau fiecare dintre ei la nivel de popularitate, de încredere. Dacă vot, nu credibilitate. Ascultă-mă, nu. Ideea următoare. Te rog. Ca să ai succes în politică, trebuie să ai credibilitate instituțională, să vii din partea unui partid mare și să ai credibilitate pe persoană fizică. Dacă nu ai credibilitate pe persoană fizică, performezi mai prost decât unul care are credibilitate. Și atunci cele două componente se întrepătrund. Și de-aia m-am uitat pe lista de credibilitate pe persoană fizică să văd care dintre ei scot capul. Și am văzut în ultima perioadă că avem o situație interesantă. Uite, chiar acum vă trimit și rezultatele să le... Ar fi bine să mai rupem ceva pe ecran grafică. Imediat. Nu se pricepe la asta. Nu se pricepe la ligături video, dar la de-asta... Uite așa. Uite, v-am trimis turul 2 și o să ți-l trimis și... Dă el lui Manu, în direct facem emisiunea. În direct facem emisiunea. Și Manule, pune-l în colț pe Alecu, că-s curios să văd ce face în camera de hotel. Și ce avem noi aici? Avem pe Alecu. Așa. Nu, că e cu întrerupe și face ceva imediat. Da. Nu trebuie lăsa nesupravegheat. Nu, cel mai cu minte. Și să ți-l trimiți și ție. Uite aici, zicem forward. Așa, și... Îl trimitem lui Alecu. Tavi nu îl trimite, că ai văzut că doare în bască, stă în hamac. Așa, și îl trimitem... Nu mă stau aici, ce frumos e. E. Așa. Pe un câmp. Și îl trimitem... Dacă zici că e și al tău, te scot din direct. Florian. Că mă omori, mă ucizi pârlit, în direct. Bă, noi suntem pârlit, mă. V-am trimis rezultatele. Nici am probleme. Pe baza acestor rezultate... Ordinea, dacă poți, până se trezește Manu. Da, până le pune Manu și le construiește. Concluzia e una puternică, Florian. Ai niște lideri vechi care au ajuns să fie mai populari decât liderii noi. Îl ai pe Boc, lider generație în minus 1, politic vorbind, istoric, și pe Joană, lider generație în minus 2, care au ajuns să bată la fund liderii de acum. E o dramă pentru politica românească.
Ce dacă spune chestia asta? O dramă. Dacă luăm pe Pămpălăia, care oricum a mai fost odată... Spune că românii nu sunt deloc mulțumiți de cei care au gestionat respectiva criză în momentul de față. Corect. Că este Câțu, că este Orban, că este Iohannis, că și Iohannis a scăzut. Atenție. Deci, cum, doamne, iartă mare Orban 25% că te contrazici, sociologule? 25% pe bază, nu am zis că are 25%. Are partidul, dar nu e condus de Orban. Păi e condus de Orban. Dar PSD-ul a fost condus și de Dăncilă. Și PSD-ul stătea bine pe persoană instituțională și stătea bine pe persoană fizică. Aduți aminte că avem două dimensiuni distincte. PNL puternic, Orban slab. PSD puternic, Dăncilă slab. Să nu crezi că astea sunt întrebările mele normale, le-am moștenit de la Alecu, că aici trebuie să faci, trebuie să part în pis să înțeleagă telespectatorii. Da? Mă rog, nu, acum facem, cum îi zicea, procesul de a face maieuri în mod industrial. Maieuri, da. Că acum zici, arată maieul palada. Uite rezultatele. Și ce vedem noi aici? De exemplu, vedem pe Firea că îl bate pe Orban, 27-18, că mănâncă bătaie de la Chioveși, 21-24, că îl bate pe Cioloș cu mâna la spate, 25-16, și că mănâncă bătaie destul de strâns de la Boc. Vedem că Gioană îl bate cu mâna la spate pe Orban, mănâncă bătaie de la Chioveși, îl bate cu mâna la spate pe Cioloș, mănâncă bătaie de la Boc și îl bate cu două mâini la spate pe Ciucă. Nu cred că îl bate pe Ciucă, dar mă rog, hai. Asta, eu spun ce ești mie sondaj. E prietenul tău. Că-i da, prietenul tău, și, nu cred, și nu cred altfel că Aurel Pom mănâncă bătaie de la Ciucă. Aici cred că e invers. Am și eu părerele mele. Cu toți avem părere. Noi punem degeaba. Aurel Pom, dacă își pune mintea, îi scoate la tablă pe toți. În momentul de față, ce vedem aici, este nivelul de interes al românilor la adresa stora. Stai că ai spune, Tami, scuze-mă. Plujul, da-l o feracule. Că noi îi punem pe ăștia Mirel, tu îi pui așa ca să... E un tablou complet. Dar da. Oamenii ăștia nu o să... Ion Aurel Pop nu o să candideze niciodată la președinția României. Nu, cred că nici Măciucă. Ciucă. Nu cred. Ciucă de asemenea. Deși cred că e o variantă. E bine că îi pui, e bine că îi pui, că lumea vede că există și altfel de oameni pe care poporul ăsta îi așteaptă. Bravo, Tavi. Nu... Păi dacă se juca săracul, are dreptate, Tavi Hoană, dacă se juca Mirel Palada numai cu Chiove și Gioană și nu știu ce, nebuneam. Deci avem nevoie de o componentă comparativă, ca să ne dăm seama cum stau aia puternici, trebuie să vedem cum stau aia mai puțin puternici, în mintea oamenilor, din punctul ăsta de vedere. Da, e important exact. Ca un efect de oglindă, să vedem exact cum se împarte. Revenim la... Și vezi nivelul de divizia A și nivelul de divizia B, că tot îl avem aici pe Domozină, care dă transmisia dintr-o parte în alta. Ai niște ratinguri, ai niște niveluri de interes mult mai ridicate la divizia A pe vremuri, acum s-a dus dracu și divizia A. Și divizia B, Genciucă cu Pop, vedem clar că atrage mult mai puțin. Da, Tavi, iartă-mă dacă te-am întrerupt, mai ai ceva de spus? Nu, eu vreau să rog pe Mirel, că el are mai multe date, eu simt. Eu, ca un bou, simt că plouă sau că va ploua sau că... Dar în sensul ăsta, că eu n-am instrumentele lui Mirel și m-aș întreba, dom'le, dacă nu cumva pe fondul agresiv al UDMR-ului prin Victor Orban, nu se alegeri de viitoare nu vor căpăta un fond naționalist mai puternic decât până acum. Și poate va fi un cum îi zice la chimie, care grăbește reacțiile. Un catalizator pentru un naționalist. Un acid care să... Aici, e păcat că noi nu avem naționaliști de calitate care să avem, adune... Da. Păi nu, dar nu sunt în partidul lui Cioșoacă și ăla, săracul. Ai, uite cum vorbește la televizor. Zici că acum au terminat clasa 8-a. Ei, nu merge așa. Da. Ești naționalist, ești un bou, nu merge. O să-ți dau un răspuns cinic. Amenințarea de tip Orban, Victor Orban, că era să zic Ludovic Orban, exista și acum 4 ani de zile. Maniera, nu era așa pregnantă. Maniera perseverentă, constantă, prin care Ungaria cumpără bucățele de Românie, era așa cum 4 ani de zile. Și totuși, românii nu au ținut cont de chestia asta. Din contră, au ales... Asta, Mirel, scuză-mă, mai adaugă și pe Cioloș, pe Barna și pe ăștia care sunt, care acum se va vedea dacă PSD-ul va fi destul de inteligent și... Alții să scoată la iveală ce se ascunde în spatele PNRR-ului și toate organizațiile astea cărora oamenii ăștia le dau bani, toate conectate la vest,
toate conectate la, la subiectele care ni se bagă pe gât. Din, deci adaugă și componenta asta, nu numai lui Victor Orban. Și totuși, românii au întotdeauna dreptate. Românii acum 2 ani de zile au votat cu entuziasm o persoană ce ține de un grup etnic foarte bine definit, cu valori mai degrabă globaliste și de punere la îndoială a suveranității României. Deci pe români nu interesează. În consecință, cu părere de rău spun chestia asta, cred că nici peste 2 ani și jumătate, când vom avea alegerile în 2024, tipul acesta de mesaj nu va fi atât de pregnant, de puternic. O spun cu părere de rău, dar eu acum îți dau răspunsul analistului, nu al... Da, da, corect. Da. Ok. Bun, mie mi-a produs o mică emoție, ce să zic, dezbaterea lansată de prietenul Tavicoandă, când a început să spună Cioloș Barna, mi-am lăsat aminte de copilărie, de Circul Globus. Trecem la malul mării pentru că am o întrebare foarte pertinentă, sperăm ca și răspunsul să fie la fel. Alecu. N-are cum. Auzi ce text are în el de când el este aici la moderare. Da, uite-te cum mai dă cap. În sfârșit, oameni competenți. Având în vedere experiența ta, dincolo de exercițiul ăsta extrem de important, intelectual, pot să spun, al lui Mirel Palada, e chiar meseria lui, când crezi totuși că ar trebui lansați în piață pentru a avea o șansă noile nume astea de care vorbim noi, dacă vor fi? Sau când crezi că e normal, firesc, să apară deja o candidatură? Nu, ne uităm să spun că PMP-ul, printr-o altă strategie, a anunțat din prima că e Cristi Diaconescu. Ăștia cam cât crezi că ar trebui aruncați în, era să zic, apa mării, dar nu vreau să-ți dau... dreptate că ești acolo. Când crezi că ar trebui lansat candidat la prezidenție? Aici 20 de grade. Ținând cont că ai destulă experiență. Nu, corect se zice să fie dați la calcan. Da. Când trebuie să fie dați la calcan. Nu te întreb. Hai. Să știi că au fost, au fost de-a lungul timpului strategii și strategii. De exemplu, Traian Băsescu a câștigat fără a fi cu mult timp înainte candidatul la prezidențiale al Alianței DA și l-a bătut pe Adrian Năstase, care timp de 4 ani a fost considerat urmașul lui Ion Iliescu la șefia la Palatul Cotroceni. De asemenea, în 2009 Traian Băsescu l-a bătut pe Mircea Joană, deși candidatura lui Mircea Joană a fost anunțată și ea relativ târziu. Îți mai amintesc un moment în care s-a încercat o lansare de candidatură surpriză, cea în care tot așa Mircea Joană și Cristian Diaconescu ar fi trebuit să ocupe conducerea Bucureștiului. N-a reușit niciunul, tocmai prin jonglerii cu numele candidatului la alegerile prezidențiale. Crezi că românul mai vrea spectacol pe ultima sută de metri sau vrea cum să spun, din timp să fie anunțat, să fie cercetat, de falcat de presă? Cred că față de personajele care țin acum linia întâi și la PSD și la PNL sau chiar și la USR Plus, ar fi trebuit deja să existe un anunț legat de candidatul la președinție. Eu cred că ar fi trebuit deja să existe, să se construiască pe el. Deja, după cum vedem din listele astea, nu mai sunt oameni apăruți în ultimul moment, adică necunoscuți, challengeri, cum a fost Emmanuel Macron. Știi, să spui, domnule, nu îl anunțăm de acum că o să fie tocat în presă. Ăștia toți au fost tocați în presă de nu... Nici nu știu... Rămânea întrebarea, totuși dacă oamenii ăștia nu vor fi topciți în 3 ani, știți, pe modelul occidental te anunți din timp. Bine, mai avem în septembrie congresul ăsta al PNL-ului care va...
ce să zic, în stilul Moise, să vedem dacă va despărți sau apropia apele, că tot ești tu la mare și faci pe Moise pe acolo, dacă va scoate din Jovent PNL un alt candidat, generalul Ciuc, dacă va veni Emil Boc pe o linie, după cum se vorbește deja, pe un partid prezidențial, se vorbește de ruperea PNL-ului, lucrurile sunt extrem de complicate, Florian, ca și pe zona stângii. Dau imediat legătura lui Tavie, aici o emisiune democratică, nu cum v-ați obișnuit până acum. Vorbește doar Florian, nu democratică. Da. Normal, spunând că am primit deja mesaje ce înseamnă tricoul lui Alecu Racovicianu al dictatorului, HSM înseamnă Her Majesty Ship, e o prescurtare, nava majestății sale, cum se numesc navele britanice. A fugit pe submarin. Da, sperăm că nu-i la Londra. Zi, Tavi, că e democrație, zi. Eu în legătură cu viitoarele lege am următoarea curiozitate. Prin spate, pe la Alecu, am văzut trecând o tânără în costum de baie. Opa. Oare... Da. Probabil că se pregătesc de plajă. Nu e mai interesant să vorbim despre fetele din spate. E consiliera lui care îi ține sondajul ridicat. Alecu, îi face masaj pe trupul ăla nebun. Nu, mai lasă. Am 10 minute din cameră. Cred că se anunță panică pe litoral dacă ești gol. Cum erau versurile alea? Cu nămol mă dau pe trupul gol? Da. Deci, Alecu, spune așa, fă un cadru mai mare acolo, în dreapta, că văd că fata aia se mișcă. Cu mare drag aș vrea să mă laud față de voi, dar tehnica nu-mi permite, așa că nu. Dăm noi față de bărbat, stai liniștit. Da. Eu asta e curiozitatea mea în legătură cu alegerile. Da, uite ce scrie, dar până lămurim ce scrie aici asta pe Facebook. Pentru a nu ajunge la vestele celebre al lui Alecu Racovicianu, poate să înceapă ploaia, eu plec la Mamaia. Mai zine din cifrele alea, ca să nu sperie poporul. Mai? Părerea mea este că doamna care... scrie, soacra urmărește cu tine live. Deci nu știu ce înseamnă. O fi de engleză. Asta e caz tipic de ghinion, să deci, știi. Principala caracteristică a științei este exactitatea. Și exactitatea se concretizează în cifre. Doamna care a trecut prin cadru, cred că avea mărimea, dimensiunea la sutien 2. Cupa B, se spune. B. Mă rog, la noi la matematică, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Așa îi spunem, cupa B, da. Nu mă pricep la mărim, dar sunt convins și știți că sunt onest. Știu, spun telespectatorii că dacă asta e sfârșit o discuție frumoasă. Dacă îi dau o țâță în cap, lui Alecu iar îl bagă în spital. Eu asta am văzut, nu știu, cu B, cu A, cu asta. Tu vrei cifre de partid? Nu, aș vrea să, pentru prima oară de când te invit la emisiunea mea, dacă nu s-a înțeles că va fi bichir și prietene, adică eu sunt prieten doar cu mine, câteodată nu sunt prieten nici cu mine, mai dăm de aia cu COVID și unde apare X, ca să-mi face, să-mi crească inima mine de bucurie, să mă duc liniștit acasă. Unde mănâncă bătaie, Chioveși? Chioveși nu mănâncă bătaie de la nimeni. Corect, la modul la gradul de a servire. Avem o pauză publicitară, după care voi rămâne singur în acest studio. E scandala cu ejecție, nu? Voi rămâne, după pauza publicitară, doar cu celebrii mei cunoscuți, Alecu Racovicianu și Tavi Hoandră. Cine a fost înainte, e de fapt așa, o dublă. Și noi cu sonorul tăiat. V-am iubit, să știți că v-am iubit. Da, lăsăm gluma la o parte, deci dezbateri foarte mari și pe partea dreaptă, sperăm ca septembrie PNL-ul să aibă și nu să ieșim cu vreun joben. În 3 ani va trebui cel care va câștiga președinția partidului să iasă la bătaie. Poate să fie și asta o strategie. O strategie de etapă intermediară. De așteptare și de etapă intermediară. Fii atent, strategie la PSD. Și la ei cum să fie? Cu Ciolacu? Că dacă îi dă drumul de acolo, arestează ăștia. Se duce lângă Dragnea. Poate să fie. Ciolacu nu e fiind vreo mare lumină, fie vorba între noi. Dar așa tăcut, bâlbuit, știu eu, cu partidul ăsta mare în spate, cum ai zis tu... PSD-ul... Dar uite, lumea nu e supărată, nu mai avem cazul... Florian, PSD-ul a avut două momente în istoria recentă, când a câștigat bine, folosind o strategie de așteptare, de tăgăduire. Că vorbim de istorie. Pe vremea romanilor, când se băteau cu cartaginezii, intrase nenea cu elefanții în Roma, Hannibal. Hannibal Anteportas, da. Așa, și ăsta venea și zicea, hai să ne batem. Și după ce i-a bătut, de la au sărit ochii în cap, la un moment dat a venit unul și a zis, cum să nu ne batem? Dar mâine. Auzi, ne batem mâine. Și l-a alergat pe la vreo 2 ani de zile până când s-a terminat ovăzul la elefanți. Această strategie... În 2016 a făcut ca PSD-ul să obțină 45%, pentru că au zis, ne certăm, facem pe nebunii, dar mâine, azi discutăm de roșii.
Și mâine discutăm tot de roșii. Și temporizăm și tărăgănăm. În 2000, cât a fost? 20? Anul trecut au fost alegeri, da, nu mai știu. Anul trecut în decembrie. Anul trecut în decembrie. PSD-ul a obținut un scor neașteptat de bun pentru ei față de cât de varză erau, tot așa tărăgânând lucrurile. Da, dăm voie să te amintesc, era nebunia cu pandemia. Uite, pandemia, altă dă Dumnezeu logică. Să treacă și mai greu să treacă. Nu o să treacă. În octombrie ne bagă mai e furia oamenilor că li s-au închis atunci piețele, că au fost deciziile alea absolut netoate. Lumea uită. Acum n-au pe ce de conta, că totul spui că PNL-ul, culmea, nu scade. Deci nu scade. PNL-ul nu scade, știi de ce? Pentru dar că nici moment... PSD-ul să crească. Nici PSD-ul nu crește pentru că este slab din punct de vedere comunicațional. PNL-ul călărește un val de succes intermediar, pentru că în momentul de față lumea simte, a, e vară, am ieșit în COVID, n-a fost dracu chiar atât de negru, și ăștia au gestionat decent situația. Eu așa văd în sus. Da, au uitat scandalurile cu banii, cu măștile. Pentru că nu vorbește nimeni de ele, pentru că presa, în bună măsură, a închinat steagul. Știu că suntem într-un templu al presei la evenimentul zilei și că nu-i frumos să vorbim de presă, cum la fel când vorbim de sociologi, nu-i frumos să vorbim de sociologi, de rău de sociologi, dar presa, în bună măsură, a închinat steagul. Și atunci, pentru că presa nu spune ce tâmpenii remarcabile fac ăștia, lumea nu este așa de întărătată. Da, Manu, te-a jucat să dai acolo jos premieră. Da? Prima dată când un sociolog este dat afară din studio. Nu, nu, să scrie un titlu așa, că avem o legătură excepțională în sateliți și e și o premieră de Cartea Recordului. Avem un oborean pe malul mării care n-a plecat cu roșii, gogonele și cu varză, nu s-a dus acolo. Deci Alecu, Her Majesty Ship, crucișetorul, fostul crucișetor de fapt. Oborul, crucișetorul obor. Eu sunt portavionul acum. Via obor, Alecu, ai legătura... Să ne spui, la mișto, că o să-l dai, Manu, ce părere ai despre analizele pe care am reușit să le facem aici în premieră. Uite ce frumos e premieră, un oborat cu malul mării. Tocmai vroiam să... Să închizi. Da, vroiam să închid, dar nu înainte de a vă spune ceva, că PNL-ul lui Florin Câțu a crescut în sondaje. PNL-ul lui Orban rămâne în continuare ținta atacurilor USR, ținta atacurilor susținătorilor politicilor de dreapta. PNL-ul lui Câțu. Câțu este cel pe care s-a pus mâna și i s-a dat voie să anunțe ridicarea restricțiilor. PNL-ul lui Câțu este cel care crește. Nu e vorba de PNL-ul lui Ludovic Orban. Mă văd nevoit să-i dau dreptate. Și eu prima dată când îi dau dreptate de la Alecu. Deși mi-e ciudă. Băi, și urez să se dea cu factor 10 să se purlească acolo la mare, să facă ceva. Manu, închide-i legătura, gata. Așa, băi, și acum, da, acum da, va, îi dăm dreptate și lui Tavi. Tu crezi că ăsta mai iese din cameră cu alea două bucăți acolo? Până nu mai iese din cameră până luni. Acum două, ai văzut? Eu încerc să fac o emisiune serioasă, să terminăm cu tembelismele alea lui Alecu, dar probabil că Tavi Hoană, excitat de atâta găuri pe care le umple cu bile acolo și de când a văzut o paia cu Alecu în cameră, îmi strică emisiunea. Manu, le reglează-l din butoane. Să nu se audă sunetul, măcar să zicem că e ceva tehnic. Dar de ce în emisiunea asta l-am văzut numai pe Florian pe ecran? Păi de-aia mi-am făcut emisiune. Da. Uite și tu, uite ce cadru. Manule, taie-l, pune-l pe Tavi. Da, mi-am făcut televiziune, e până la ultimul client. Pune-l pe Tavi. Profită și mai zici ceva, că oricum nu o să te mai invităm, suntem măguliți că ai trecut pentru ultima oară până la noi. Pune și să nu-l văd, pune tabelul ăla cu X și 0 al lui, care l-a dus pe ala, dar să nu zică că l-am chemat degeaba. Lasă-l pe Tavi, că e mai frumos decât Florian. Nu, dar mi-e ciudă când îl văd că și-a cumpărat și deal, să-și dea la cu croissant. Și cu mănânci și cu trabuc. Dar aveam noi banii, ea ne luam. Da, eu trebuie să-i mulțumesc lui Florian, totuși, deși nu e un dictator perfect, faptul că te lauzi de editorialul, un istoric, da, e foarte bun și despre real. Bărătian, și, e mare lucru. Și strigătul tău de transilvanian cistit, care țipă, bă, unde-s bărătienii mei, unde e nu din partid, cred că ar trebui să atrag atenția celor care sunt membrii PNL, pentru că ei vor vota aia, 5.000. Nu influențăm activitatea niciunei organizații politice, pentru că nu e dreptul nostru, nu se cade, ne fim membrii PNL. Dar e o întrebare, unde e ăla din partid? Păi nu, dar să știi că e un material și s-o trebuie pe toți să citească materialul scris de Sabina Popescu ieri,
la evenimentul zilei un material cutremurător. Deci o să fiu prim-ministru, m-aș ascunde în pământ. Nu uite, nu uita că prietenul tău, domnul Ludovic Orban, a făcut înțelegere și guvernare cu UDMR asta, ca să te mai răcuresc un pic, da, da, că ești în mijlocul soarelui. Acolo UDMR-ul e la guvernare, dragă Travihoandră, și înțelegerea, da, a făcut-o președintele partidului, Ludovic Orban. Așa este și ar trebui, totuși, liberalii să, pentru liberali ar trebui să fie un turning point. Dom'le, încotro mergem? Mergem, ne abandonăm particula națională, care oricum au abandonat-o de mult, sau revenim la ea și câștigăm toate alegerile posibile? Dacă... Da, se vede treaba că prin noi înșine înseamnă cu USR înșine. Da, mă rog. Hai ca să nu se supere invitații mei, că sunt cei mai importanti și mâine o să-mi spună Alecu Racovicianu aceeași imbecilitate care au la toate emisiunile, zice aveți un avantaj că sunteți în studio, eram prin video chat, să-i oferim ultimele minute de glorie domnului Alecu Racovicianu, după care vom închide brusc, așa cum am și început, strigând libertate, eroii suntem cu noi. Și o să-l punem pe manul pe post de gavroși. N-avem un drapel aici să-i punem căpățâna prin gaura aia. Alecu, ai legătura. Și Mariana, îți înțeleg oare cine? Taci din gură, câștigăm omul de casă. Păi poate ne face, Alecu, fă-ne un video chat mic. Da, totul e să nu te dezbaci, Alecule, că avem public aici în studio. S-au făcut investiții mari și leșine femeile aici. Alecu, cu asemenea prieten, nu mai e nevoie de dușman. Și nici nu vinzi elefantul. Da. Și nici mai ești pe plajă, vii roșu. Fii atent că i-a tăiat și sonorul. Face ca tâmpite de noi. Ce mișto! Excelent. Face mișto de noi, e bun. Ce? Și-a închis el microfonul. Și-a închis microfonul. Nu, că aș fi venit mai să spună că tu, da, te-ai închis microfonul. Hai, lasă, Caterin, ca și zici. Nu, mi-a stăiat microfonul. Mi s-a tăiat microfonul exact când am spus cea mai inteligentă chestie pe care o puteam spune. Îmi pare foarte singură. Rău că am uitat-o. O să îmi vedem mâine pe stenograme. Da. Ce vrei să ne spui? La revedere, super, nu? La revedere vreau să vă spun și să... Eterna întrebare. Dacă papanașii sunt cu smântână și dulceață sau doar cu dulceață? Microfonul, taie microfonul. Da, lăsând glumele astea de videocetiști așa un pic între noi, rog pe telespectatorii EVZ, asta trebuie să o citeze pe hârtie, că nu mă ce cap, n-am accentul lui Turcescu, să aboneze la EVZ YouTube, cum zicem ăla, YouTube. YouTube, mă. YouTube, așa, YouTube. Uite, vezi că tu ești mai deștept? Pentru că bine, la Cluj e mitul, nu e YouTube. E un produs jurnalist de excepție, fiți conviși că alții nesănătoși, așa ca noi, nu veți găsi în altă parte care să vorbească de-a dreptul despre politică, implicare socială, despre cine e lider adevărat, despre cine nu. Și cel puțin din cunoștințele mele, toți cei patru iubesc foarte mult România, din suflet, după cum nu limii părare și Bogdan, n-am de ce, n-am batistuță. Te rog, Mirel. Vreau și un ultim mesaj pentru Alecu. Alecu în exil la Constanța. Troia iacet certe Danais in visa puelis vix priamus tanti totacve Troia fuit. Asta tu, da, le-ai scris. Corect, am înțeles tot. E bine că mai învăț și eu câte ceva. Eu când am auzit de Hannibal Anteportas, eu credeam că vă referiți la ejacularea Anteportas. Și acum am aflat că mai exista și Hannibal și așa ceva. Hannibal cu frasul Hastru Nu, ai înțeles bine, Tavi, numai că Hannibal a fost primul. Bun, înainte de... Deci eu am un singur mesaj. Help! Da, am înțeles. Scoateți-vă aici. Da. De când e cu golful, domnul Tavihoad, mă rog, are inițiative erotice, sunt de acord cu dumneavoastră. Îi mulțumim tot timpul, sper că și emisiunea viitoare să fie tot la golf, că dacă nu o să încerc să mă rog să plouă. Îi mulțumim și lui Alecu Racovicianu și l-așteptăm acasă cu o poză, eventual cu pinguinul, cu capra, cu nu știu ce se mai face tradițional acolo la mare, sau lumea se va poza cu el, dacă va ieși în sfârșit din cameră. Iar noi aici am împărțit robinetele de aur. La mare. Ne bucurăm că avem și un guvern în exil cu Alecu Racovicianu. Până săptămâna viitoare, unde tot pe mine mă voi găsi în privința lui Mirel, mă gândesc. Nu pot decât să vă zic, vă mulțumesc că v-ați uitat la patru nebuni frumoși care nu vă mint niciodată. Urmăriți evenimentul zilei.